bine cuvântat să fie numele Domnului. Amin. Preiubiți frați, cred că cei mai mulți de aici mă cunoașteți, vin de la Gatimon, pentru că sunt parte la bucuria pe care o aveți în această zi, când un fapt mai mare, mai încăpător, reluați din nou lucrarea de Dumnezeu. Sigur că noi acolo la Gatimon suntem numai câteva persoane, chiar dacă am început o adunare creștină și Biserica Emanuel de aici, din Detroit, este aproape de noi. În numele acelor puține persoane, v-a adus salutări sfinte și îndemnul să rămâneți tari în Dumnezeul nostru, care este o cetate tare. Vă aduc și un salut din Cartea Sfântă, din Biblie, din Deuteronom, din capitolul 12, versetul 14. Iertați-mă. Voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru. Și înainte era cum făceau alții. Ci să-L căutați la locașul Lui. Într-o vreme când YouTube-ul e Dumnezeul acestui viață. Internet e Dumnezeul acestui viață. Sunt oameni care stau acasă. De ce? Orice predicator vreau să ascult, ascult pe YouTube. Auziți, îndemnul meu, din cuvântul lui Dumnezeu, ci să-L căutați la locașul Lui. Și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile noastre, ca să-și așeze acolo numele Lui. Acolo. Băi, frate, mă duc și pe la renalți. Unde ați fost? Este o mare evanghelizare pe la ăștia harismatici. Am vrut și eu să vedem cum era aici, dar acolo. Nu acolo. Acolo unde-i numele Domnului, să vă aduceți ardele voastre de tot. Jertfele voastre, zeciuierile voastre, cele din tine roade, darurile aduse ca împlinirea unei juruințe, darurile de bunăvoie și întâi născuți din cirezile și turmele voastre. Acolo! Să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate bunurile cu care va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Amin? Amin. Nu cred că v-a dat Dumnezeu locul acesta ca să vă lăudați cu El și să concurați, cum zicea fratele Alexa, cu alte biserici din jur. Că probabil sunt altele mai... Așa cum se uitau evreii câteodată, popoare mai numeroase ca noi, mai puternice, mai bogate, mai... V-a dat acest loc și vă spun ceva să mă ierte, fratele Iosif, sper să nu lungesc deloc. Mai ales că mi-a dat sarcina să spun și o poezie. Când am ajuns la Morea, în urmă cu 20 de ani, am găsit o bisericuță micuță. În chirie. După aia am cumpărat o camă, după aia am cumpărat alt camă. La vremea aceea, așa de mult m-am bucurat că am putut să-mi țin fetele în biserică. Într-o biserică. Acolo era toată lucrarea pe care o făceau tinerii vremea aceea. Nu ieșeau în oraș, se întâlneau marța în biserică, se întâlneau miercurea în biserică, se întâlneau sâmbătă seara în biserică, duminică dimineața, duminică după masa. Tot era în biserică, la vremea aia. Ele n-au venit foarte mici în Canada, aveau 15-16 ani și au scăpat de ceea ce se întâmplă în multe biserici astăzi. Tinerii au parte în altă parte, nu la biserică. V-a dat Dumnezeu localul acesta, țineți pe copii aici. Învățați-i să se bucure în adunare. Învățați-i să se bucure la casa Domnului. Să aibă prieteni din casa Domnului. Să găsească împlinire în ceea ce fac aici, la casa Domnului. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fratele Alex a spus să spun o poezie, nu mai ajută foarte bine memoria ca pe vremuri, dar totuși o să încerc. N-am fost obișnuit să spun poezii de pe hârtii. Poate nici azi nu-i cazul. Dar mi-am pus-o aici. Poate cineva m-a văzut. Dacă cumva uit ceva, vă rog să mă iertați. Domnul să te întărească. Solii din vechime. Sfinții proroci. Ce au rostit cuvinte cu ale slavei voci. Cu nespusă sete. Mulți și-ar fi dorit să cunoască harul nouă, rânduit. Vremea cercetării nu e pentru voi, ci păstrată în taină zilelor de-apoi. Legea mea prin Moise v-am trimis de sus, însă harul vine numai prin Iisus.
timpul acesta, astăzi îl trăim. Îi cunoaștem prețul? Oare îl folosim? Astăzi când răsună dulcea lui chemare, ne vedem de treburi? Stăm în nepăsare? Daniel, profesorul, mult și-ar fi dorit să cunoască taina vremii la sfârșit. Dar pe cetea pusă pe ale lui cuvinte va fi ruptă celor ce vor lua aminte. Dreapta tălmăcire sfinților înțelege și vor ști să aștepte pe Divinul Rege. Cei ce vor face răul n-or putea pricepe. Inima de piatră cine se înțepe? Cei de pace dornici știi vor să înțeleagă, să cunoască taina dragostei cerească. În ostrogul Patmos lui Ioan se arată ce a fost, ce este, ce va fi odată. Împăratul slavei ține în mână o carte și un glas de înger se auzi departe. Cine este vrednic? Cine va decide cartea cu sicilii? Cine va deschide? Cine poate rupe șirul de pe ceți? Soarta hotărând-o pentru atâtea vieți. E o tăcere lungă și profetul plânge. Groaza îl copleșește, inima se strânge, fără grai așteaptă cerul și pământul. Și un bătrân deodată ia vreos cuvântul, haide, nu mai plânge, că ai prins destul, leul va deschide sigilatul sul, triumfând se arată leul împărat, regele Davidic, mielul junghiat, cerul clopotește ca o mare spume, îi se aduce slavă, cinste, închinăciune! Căci păcatul, moartea, iadul a biruit și la vechiul șarpe capul i-a zdrobit. Oameni din roade, neamuri, seminții, au venit la viață mii și mii și mii. Dar te întreb pe tine, drag ascultător, faci tu oare parte din acest popor? Ții tu oare calea primilor creștini și au rămas statornici prin dureri și chin? Dați au fost la fiare, săbii și piroane, alții în catacombe rece, întunecoase. Noi, în săli frumoase, zi de zi la templu se întâlneam mereu. Noi, la săptămână, dar și atunci greu. Bucuroși la templu, pâine ei frângeau, sincer, plin de frică, Domnului slujeau. I-au dat ugoare, case și moșii. Noi am strâns când anii sunt așa târzii. Nimeni nu te bate, nu te uituiește, dar din adunare pleci, te plictisește. Poți să cânte, frații, instrumente noi ale lumii. Sună oare mai vioi? Te oprești o clipă, prea iubite frate, ceasul cercetării pentru tine bate. Gândul, vorba, fapta, Domnul ți-l cunoaște, dar Satan din umbră sufletul ți-l paște. Deci din somn de moarte gravnic te deșteaptă, viața călticică hotărât ți-o îndreaptă. Slava lumii trece, piere ca o spumă. Raiul nu-i poveste, iadul nu-i o glumă. Poate în adunare ai venit de formă, dar Duhul Sfânt te mișcă. Aleluia!